Vă salut, prieteni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Extreme Feeder. La drum, nu mergem pe baltă, mergem să facem niște casting azi pe lacul Tineretului și vom arunca cu o serie Walter 4.2 și Guru Engage de 3.6. Serie Walter este echipată cu Shimano CI4 Plus, Shimano Ultegra 5500 CI4 Plus, pe care i-am pus un P-Line Stone de 0.20 și înaintaj 0.18 Daiwa J-Brake. Pe Guru avem Extremity de 520, același P-Line 0.20 și înaintaj același Daiwa J-Brake de 0.18. Acum vedem. Nu încerc distanțe extreme, sincer mi-am propus așa 90 de metri cu Guru și sper 135 cu serie Walter. Atenție, avem 0.20, nu 0.18, deci mai pierdem acolo câțiva metri, dar vedem ce se întâmplă la fața locului. Avem și bețe de măsurare, deci nu voi face lansare pe apă și apoi măsor, voi face măsurare pe bețe și apoi arunc. Rămâneți aproape, vedem ce iese. Da, prieteni, v-am zis, serie Walter 4.2 de fapt, costă 20 de grame, Shimano Ultegra cu P-Line Stone, Metodas de 80 de grame. Am lansat până acum fără nada, am ajuns 135 de metri în clips, dar nu foarte tare și o să încerc câteva lansări și cu nada, acum să vedem dacă diferența e mai bună. Rămâneți aproape, revin. De tras firul pe... Am încărcat cu nadă o singură dată, deci azi de 80 de grame. Vedem ce este. Da, prieteni, o să băgăm și Guru la apă, metod de 60 de grame, în prima fază fără nadă. Am clipsat-o 92 de metri, haideți să vedem. Tensionat, o să mai ieșim încă 10 metri. Bun, a doua la 102 metri. Ce trebuie să ținem cont că nu avem vânt absolut deloc. Ce avem este infim. Stai
Clips. Da, prieteni, asta a fost și pe astăzi. Obiectivele, ca să zic așa, au fost atinse. Cu serie Walter am reușit să ajung la 142 de metri în clips frecvent. Doar că, încă o dată, n-avem vânt decât acum a început ceva puțin din lateral. Iar, după cum o văd eu, cu tehnica mea de lansare, pot să pescuiesc toată ziua la 130 de metri, mai sus foarte greu. Dar la 130 de metri este realizabil, încă o dată, fără foarte mult vânt. Deci Shimano Ultegra CI4 Plus 5500 cu P-Line 020 și înaintaș Daiwa Jubrei 018. Aici la înaintaș am avut o problemă, am rupt de două ori chiar și sincer cred că o să trec pe 020, dacă nu chiar 022. O să văd, o să mă mai consult cu Cristi și vedem ce facem. Dacă vorbim de guru, de engage, de 3680 de grame, am ajuns la 100 de metri fără foarte mari probleme, dar sincer eu o văd ca o lansetă pe care o putem pescui în 80 de metri fără a avea foarte mari probleme. Cam asta e, dragilor, până data viitoare, vă salut și nu uitați, rămâneți extrem fider! Da.